Președintei Uniunii Salvați România Călăraș, doamna Amelia Giurcan. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, în primul rând. Eu mi-am pregătit un discurs un pic mai lung. O să încerc să-l scurtez cât de mult se poate. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur, ne bucurăm nespus și eu și colegul meu, Marian Cojocea, noul președinte al filialei municipale Călăraș, noul președinte USR filiale municipală Călăraș. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în aceste momente solemne pentru municipiul Călăraș, când partenerii noștri, PNL Călăraș, își aleg noua organizație județeană. Județul Călăraș are nevoie de un USR Plus și de un PNL puternice, aplicate către punerea în practică a măsurilor la care ne-am angajat prin programul de guvernare și dedicate luptei pentru depedesizare. PSD-ul ăsta de dumneavoastră de cap. Ambele partide au nevoie de conduceri legitime, de aceea mă bucur că și PNL încheie această etapă a alegerilor interne, ca să ne putem concentra pe lupta noastră din primărie și din Consiliul Județean. USR Plus își manifestă deschiderea către o colaborare la toate nivelele cu PNL, strict spre beneficiul cetățenilor din județul Călăraș. Urmează o perioadă grea, dar care trebuie încărcată cu reformele de care societatea are atâta nevoie. Avem acum la nivel național o șansă pe care nu trebuie să o ratăm. USR Plus și PNL pot fi partidele care fructifică această șansă, cu condiția ca unii, dar și ceilalți, să lasă la o parte mizele mici și să se concentreze pe livrarea măsurilor care pot ridica România de pe ultimele locuri în plan european, la mai toate capitolele care contează. La nivel județean, trebuie să acționăm unitar, ca o contragreutate la tendințele PSD de a-și impune agenda. Trebuie să propunem și să încercăm să trecem proiecte benefice pentru județ, iar cu ajutorul structurilor guvernamentale și parlamentare să aducem și bani pentru realizarea acestor proiecte. Am încredere în maturitatea politică a Partidului Național Liberal și sunt sigură că oricare ar fi structura de conducere a PNL Călăraș la nivel județean, vom putea găsi căi de colaborare, urmărind în fond obiectivul pentru care toți am intrat în politică, o viață mai bună pentru copiii noștri. Vreau să remarc în final prezența în sală a mai multor primari pe care eu personal îi cunosc și pe care îi respect foarte mult și care au făcut din comunitățile lor niște comunități europene. Pentru de multe ori în Consiliul Județean am avut chiar o poziție publică referitoare la pozițiile pe care le adoptă PSD-ul mai nou prin faptul că încearcă să blocheze foarte multe activități ale primăriilor. Sperăm să și de acum încolo să avem o colaborare foarte bună și cu colegii noștri consilierii PNL. Vă mulțumesc și vă doresc multă chipzuință, perseverență și putere de muncă în anii care urmează. Mulțumesc! Mulțumim, Amelia!